Încă din cursul nopții de duminică, romii au mers în curtea de la Mavromati să-și jelească prietenul. Victima accidentului feroviar a rămas fără mâini și fără un picior după ce i-au fost retezate de tren în condiții încă inexplicabile. Apropiații lui au mers la spitalul județean și s-au dat în spectacol deranjând atât pacienții din unitatea spitalicească cât și cadrele medicale. Cu câte 2000 de lei amenda au fost sancționate două femei care au provocat scandal, au adresat injurii și au îmbrâncit personalul medical de la secția terapie intensivă și reanimare în încercarea de a pătrunde într-o zonă interzisă a accesului vizitatorilor. Alte câteva persoane au fost sancționate pentru consum de băuturi alcoolice și fumat în curtea spitalului, precum și pentru constituirea unui grup în vederea săvârșirii de acțiuni contrare ordinii și liniștii publice și normelor de conviețuire socială. Se arată într-un comunicat trimis de reprezentanții Inspectoratului Județean de Jandarmi. În total au fost aplicate 20 de sancțiuni contravenționale în sumă de peste 13.000 de lei.